Fred, care era plin de salată verde. Domnul Iepurilă, pe de altă parte, nu avea salată. Absolut deloc corect. Și uite aici, introducerea de la domnul Iepurilă merge în aventură. Dar nu povestea asta o veți vedea. Ceea ce priviți chiar acum se numește o povestire în ramă. O poveste care îmbrățișează povestea principală ca o pătură caldă pe un bebeluș. Ușurel. Așa, acum trebuie să începem această poveste și nu e deloc despre iepurași frumos îmbrăcați. Absolut deloc. De fapt, povestea asta este despre șobolani. Cine spune că un narator nu poate să apară în povestea pe care o spune? Ai adus pisica aici pentru că știi că e o foamete teribilă și vrei să o vinzi. Sunt cel puțin două mese bune pe oasele astea. Ce? Lapte care încă nu s-a stricat și niște capete de pește. Va trebui să ajungă. Să ajung? Nu, tatăl meu, care se întâmplă să fie primarul, apropo, spune să fim ospitalieri. Deci, spune-mi numele tău. Nu e de ajuns. Fără pic de mister. Doar un pic de chit. Ești chit? Scuze. Nu e flautul, prostuțule. Ha? Doar cântă. Foarte bine, șobor Rupert! Au strigat animalele din satul blănos. Cum se termină povestea noastră, poate că întrebați. Păi, în final, povestea noastră este despre șobot stricat a devenit atracție turistică.